care le-am găsit. Premiera înregistrată azi de viceprimarul Alexandru Vladu constă în faptul că pentru prima dată de când ocupă această funcție vine într-o conferință de presă. Temele abordate de viceprimarul PSD au vizat proiectele derulate de primăria Giurgiu, dar și cele care urmează să fie accesate. Astfel s-a readus în discuție proiectul transfrontalier pentru coridorul nou pan-european, centrul de informare turistică din parcul Mihai Viteazul, piața de pește, anveloparea blocurilor de la policlinică, spațiile de promenadă și barajul de pe canalul Plantelor. Deși în opinia sa sunt proiecte destul de importante pentru urbe, viceprimarul Alexandru Vladu recunoaște totuși că nu s-au creat foarte multe locuri de muncă. În general, orice proiect care se face înseamnă și forța umană în el. Dar orice proiect, dacă luați pe, eu știu, un proiect care la un moment dat vorbim de, numai de pregătire profesională, până la urmă vorbim și de forță de muncă. Inclusiv, eu știu, vedeți, proiectul acesta de anvelopare are și partea umană în el. De ce? Pentru că dă de lucru la, și este prins acolo în proiect și dezvoltarea forței de muncă. Dă în perioada asta de timp, dă de muncă la niște oameni, nu știu cât, 20, 50, 100, cât. Despre locuri de muncă a vorbit și directorul Zonei Libere, Giurgiu Răzvan Cuc, cel care a fost de acord cu ideea că niciun candidat la primărie sau la parlamentare nu ar mai trebui să promită pe viitor crearea de locuri de muncă, cea mai grea promisiune care, iată, nici în actualul mandat nu a fost îndeplinită. Risca, dacă eu vă spun acum că voi crea 100 de locuri de muncă, peste un an să veniți să mă întrebați, le-ai crea locurile de muncă în momentul când ai spus că le faci? Nu e atât de simplu să creezi sistemul și eu vă spun, nici primăria nu poate crea, indiferent, repet, care va fi deznodământul primăriei. Nu se vor crea locuri de muncă așa ușor, de către niciunul. Dar nici eu nu știu când, eu nu știu, nu, să nu promită nimeni. Eu vă spun, este un subiect sensibil în care capcană poate cădea oricine. Eu nu știu cine a promis locuri de muncă neapărat. Eu nu știu. Și pentru că tot suntem la capitolul promisiuni, noutatea de la PSD vine în legătură cu podul de la Grădiștea. Potrivit purtătorului de cuvânt al PSD, în prezent se lucrează la caietul de sarcini, urmând ca până la sfârșitul acestui an să fie organizată licitația pentru începerea lucrărilor.